Bună ziua, stimați telespectatori! Fabiana Vuță în direct la emisiunea Cala Show, alături de trupa Jet Ski. Bună! Bună! Bună ziua! Bună. Spuneți-mi pe rând cum vă cheamă. Eu sunt Jet Ski Ariel. Ariel Manevra, oricum. Eu sunt Benny. Și eu sunt unicul Ștefan Pea. Super, dacă acum vă vedeți și voi. Uite, da. Acum puteți să faceți schemele alea. Nu, lasă. Spuneți-mi câte ceva despre voi. Băi, eu m-am născut în România, dar de fapt ambii părinți sunt din Iran, ceea ce înseamnă că eu automat sunt iranian. Și mereu am avut o chestie pentru muzică. Și niciodată, adică mereu am avut o atracțiune. Atracțiune față de muzică. Și practic mereu mi-a plăcut muzica. Și mereu am crescut pe scene, am dansat la un moment dat, când eram mic, ca Michael Jackson. Da, în clasa a doua. Da. Și acum, împreună cu prietenii mei cu care ne știm, ne știm de 11, de peste 10 ani de zile. Peste 10 ani, 11 ani aproape. Da. Am creat această trupă acum un an și ceva. Super. Da, noi de fapt vrem să facem muzică de prin 2016-2017. Eu cu dragul meu Ariel am vrut să creăm o trupă. De fapt mai întâi trebuia să se numească Supra. Da. Și Benny nu era în ea, după care am zis să-l băgăm și pe Benny. Și până la urmă ne-am făcut debutul cu Niagara, care are acum 9 milioane de vizualizări sau ceva de genul. Peste Benny. Da. Spune-ne câte ceva despre tine. Eu sunt Benny și mă știu cu ei de foarte mult timp și am copilărit împreună și am crescut împreună și sunt foarte fericit că am ajuns la nivelul ăsta alături de ei și chiar mă bucur. Am și o poză cu noi doi de când eram mai mici pe Instagram. Puteți să vedeți pe Instagram meu mai încolo. Da. Și Ștefan? Ce să zic? Cum te cheamă? Cum te cheamă? De unde ești? Păi, eu față de ei sunt român, 100% pur. Și mereu am avut o atracție pentru muzică cum ar veni. Adică eu de dimineață până seara ascult muzică și asta am făcut de când sunt mic. Genul nostru muzical se numește trap, doar că mie nu mi-a plăcut din prima, trapul. Până când Ariel m-a introdus în această lume și până la urmă am înțeles cu ce se mănâncă și... Cu ce se mănâncă? Păi, trapul poate fi interpretat cum dorești tu. La modul că poți cânta despre absolut ce dorești. Mai mult este vorba despre cum sună piesa, nu neapărat exact. Versuri, nu neapărat mesaj. Este vorba despre vibe-ul pe care ți-l transmite. Ce senzație îți dă melodia în sine. În afară de părinții voștri, ce modele în viață aveți? Pe mine. Fără niciun ce fel sincer. De glumă. Sincer. Păi sunt. A fost mereu. Benny. Eu am un cântăresc preferat. Bine, acum a murit în 2017. Și este idolul meu în viață. Îl am aici pe telefon. Se numește Lil Peep. Se numește, dar se e numește obiect. Se numește. Eu, idolul meu în viață este sincer și acum sincer Nicolae Guță. Mie mereu mi-au plăcut manelele. Și îl idolatrizez. De mic ascultam manele. Da. Care a fost prima ta manea? Care Sunt tare și genială, n-ai. Cea mai tare. Că nu se pune nimeni cu acești oameni de renume. Logic. Am înțeles că ați participat la multe festivaluri, concursuri. Îmi puteți spune la care nu v-a făcut plăcere să participați? La maratoane. În viața mea, deci mi se pare super aiurea. Adică, frate, te pun să alergi 25 de kilometri. Eu nici măcar nu pot să la un moment dat am mers cu el, nu știam ce să fac cu el. Mergeam cu el, era, nu știam, în pădure aici, am băneas. Dar am făcut... Mă rog, am participat la foarte multe talent show-uri și de-astea alea, dansam. Dansam, era mic. Dar dansa ca Michael Jackson. Și acum ai știut să dansezi? Nu. Mă jur. S-a dacă mă pui, nu, gen, pur și simplu, gen, îți intră din masă mea, mă.
dar mi-a plăcut alea mult până când au făcut ăștia o șmecherie așa cum. Și la un moment dat s-au amestecat voturile și în loc să câștig eu, a câștigat unul care nu știu ce, nici nu știu ce a făcut. Să avea zice. Pile. Avea pile la jurați și aia chestia aia m-a... Îți dai seama dacă oamenii ăștia că îi acuzi de chestia da? Nu, că nu zicem nume. Chestia asta m-a demoralizat foarte mult și de atunci chiar nu am mai atins chestia asta până acum un an și ceva, când chiar am intrat în lumea asta alături de prietenii mei. Și mă bucur că am făcut chestia asta pentru că este o chestie foarte fun în grup să faci, mai ales. Noi nu o facem pentru bani sau vizualizări sau ceva, noi facem doar din pură distracție. Ne place să facem chestia asta. Ce experiențe ciudate aveți de atunci când vă aflați pe scenă? În primul meu concert era să... Cred că el sau nu știu cine era. Eram pe scenă. Fii atentă, stai, taci un pic. Fii atentă. Deci, el mă împingea nu știu ce și mi-a dat drumul și eu nu eram atent. Nu i-a ți-am dat drumul, el? El mi-a dat drumul. În anumite cluburi este mai greu să urcăm cu el pentru că mereu a fost o problemă să urcăm pe scenă. Am bodyguards care mă urcă. Avem vreo 2-3 bodyguards care îl urcă pe el pe scenă. Dar era super nașpa poziționată scena aceea. Și l-au luat efectiv 4 oameni așa cu togul căruță în brațe și l-au poziționat. De atunci l-am luat eu, fără să-mi dau seama ce fac, efectiv l-am lăsat, i-am zis că se oprește. L-am lăsat să meargă și... L-a prins eu nu-mi dădeam seama, eu eram acolo în lumea mea, vedeam lume că se uită la mine, că nu știu ce, era wow. Și după aia mă prinde Abi, mă prinde mai de mâner. Eu era să cad de pe scenă, nici măcar nu, eram în lumea mea, nu știam. Mereu am avut o problemă. De fiecare dată când suntem pe scenă, urcă lumea cu noi. Adică gen da. O groază de lume, noi niciodată nu avem loc. Și mereu trebuie să coborâm de pe scenă în public. Am pățit o dată să mergem în centru vechi și ne-am urcat noi frumos pe scenă să cântăm și vedem că în a doua secundă a sărit efectiv toată lumea pe scenă, așa că noi am sărit în public cu ei. Da, și în timp ce cântam, îmi șoptea o prietenă și că hai că urc și eu pe scenă. I-a zis nu. Și a zis hai că urc și eu, nu. Și după aia s-a ținut de mine, s-a urcat direct. Și după aia când a văzut lumea că s-a urcat ea, s-a urcat toată lumea. A întrebat cineva, Beni, cât alergi la un maraton? Fac 200 de metri lejer. cu ochii. Adică, el poate să facă oricât, că aceste rând nu trebuie să-i strică în curând. Da, păi am făcut mâna la brațe, dau la roți așa. Am făcut și eu concurs cu el și m-a luat lejer. Da. Facem curse cu el, de fiecare facem drifturi cu el în parcă. Ne-am dus și la rampe, 10, la rampe. Se dă pe rampe. Duce la rampe de skate. Mă dau pe rampe, da. Ne-am obișnuit, mă rog, de 11 ani de zile în continuu. Eu mă consider șofer profesionist. Adică și pe bune. Deci văd oamenii noi care îl iau pe Beni să îl conducă și așa, nu știu să-l ducă pe borduri sau să-l dea mai jos pe borduri, ce zic, lasă-mă pe mine că... Am luat o off-road la un moment dat, eram într-un parc. Pe două ore, așa. Pe două ore, mereu le-am furios. Cred că aveam vreo 30 de km la oră, chiar dacă Usain Bolt aleargă cu ele, și noi aveam 30 de km la oră. Pe bune zic. Urmați o școală specială de canto? Nu. Urmăm școală normală. Este pur talent ce facem. N-am făcut o zi. Am făcut. Singura... 3 zile de canto. 3 zile de canto am făcut, eu cu el împreună. L-am făcut în clasa a doua canto. Dar mai mult de... O săptămână mă jur de a ține, deci am făcut pian, am făcut tot. Nu mi-am pus interesul în nimic. În nimic nu mi-am pus interesul, nu-mi plăcea să stau acolo să mă învețe notele. Deci, frate, nu este de noi, ne-am văzut de treabă și chestia asta pur și simplu a venit natural, în rest. N-a fost chiar așa. Și eu m-am lăsat de instrumente, nu știu, mi se pare ciudat să stau toate exact. Notele alea, când le văd pe alea... Mi se pare că trebuie să fie o chestie mult mai intuitivă chestia. Mă rog, e o artă până la urmă, indiferent ce fel de muzică, e o artă și gen tu înțelegi, tu ca artist să zicem. Da. Și mereu trebuie să faci ce îți place și ce simți. Nu trebuie neapărat să te iei după anumite note, după anumite știri. Da. Așadar, considerați o meserie din a cânta sau o faceți doar din plăcere? Nu, o facem total din plăcere. Eu încă mă mai gândesc, nu știu.
Adică... Nu m-am hotărât. În România cel puțin nu se câștigă bani. În România dar, dacă faci muzică, o faci din plăcere, 100%. Da, adică s-ar putea, de exemplu, el, dar eu și Ștefan suntem sigur că nu considerăm chestia asta ca pe o sursă de venit. Decât dacă poate, că noi vorbim și nativ engleză, poate ne lansăm și în engleză și avem succes, dar chestia asta e foarte grea. Este o chestie super grea. E o chestie super grea. Da. Dacă ne nășteam în America era altceva, dar în fine, facem chestia asta din pasiune și ne place. Da. Dorește cineva să vorbească despre OGIS? Oh. Despre OGIS? Da. Eu aș dori să vorbim eu, vă rog, și eu și Ștefan. Perioada eu m-am mutat. Da. Întreabă cineva. OGIS, da. Pentru... Okay. Normal că nu poate, poate nu știe toată lumea. A fost școala noastră din clasele 1-8, cel puțin pentru mine și Aria. Eu m-am mutat Benny în a patra. S-a mutat în clasa a patra. Acolo, efectiv, am copilărit, ca să zic așa. Am făcut toate prostiile acolo, eu cu Aria. Da. Cred că trebuia în biroul directoarei, pe care o salutăm, să ne scrie numele pe niște scaune. Da, acolo, era locul nostru. Noi de fiecare deci eram în cap. Mereu când venea diriginta și ne striga numele, era clar că trebuie să coborăm în biroul directoare. Da. Dar da, a fost ca o școală de suflet, sincer. Chiar a fost, chiar ne-am simțit bine, indiferent ce s-a întâmplat, chiar ne-am simțit bine și ca mod de creștere a unui copil mi se pare un loc foarte bun. Adică e un mediu extraordinar de bun. Da, toți e un mediu chiar... foarte primitiv. Da. Primitiv, primitiv. Primitor. Așa. Doamne. Întreabă același telespectator. Stai să-mi aduc. Astea chiar sunt telespectatori sau e vreodată? Nu. Da. Filmările, locurile pentru filmări, cum le alegeți? Total aleatoriu. Total random. Efectiv, ne trezim, avem orice fel de idee. De exemplu, vrem să filmăm într-o parcare. Acum depinde, noi facem și clipurile tematice. Da. De câteva ori le-am făcut tematice. Cel puțin la piesa noastră Nino și la WR le-am făcut tematice. În WR este vorba de noi care suntem urmăriți de către niște bandiți și în Nino efectiv am filmat într-un par de distracții ca un fel de fun team, ca să zic așa. În rest pur și simplu alegem niște locații mișto, aducem niște mașini mișto și filmăm. Cât timp piesa sună bine, sună o să aibă bine. Succes. Lumea ascultă pentru clip doar prima oară, după aia da, o să din câte am observat pe platformele de streaming. Da, lumea se uită de 2-3 ori la clip din curiozitate și într-adevăr că prinde mai bine o piesă cu clip. Logic este. Dar după gen doar ascultă piesa. Dacă ați avea o altă melodie proprie, ați dori să transmită un mesaj anume? Depinde acum. Da, eu am un EP care o să fie solo, dar o să aibă și feat-uri, sunt și ei doi pe EP. Și este total diferit de ce am făcut până acum, este un EP mai trist și îl fac ca să înțeleagă unii oameni care trec prin niște stări, prin niște emoții și cred că sunt singurii care trec prin asta, o fac ca să vadă că nu sunt singuri și că toată lumea... Taci-mă! Lăsați-l, trece printr-o perioadă mai grea. Da, eu sunt... L-au tuns și eu cum da. N-ai ce să-i fac. Nu mai am păr. Exersați la vreun instrument anume? Nu. Voce. Ce instrument muzical vă place cel mai mult? Am făcut chitară, iar, mă rog, de pian m-am lăsat în 3 zile. Dar chitară a fost instrumentul care m-a ținut cel mai mult. Un an și jumătate am făcut chitară, încă știu câte ceva, dar îmi plăcea chitară, dar pur și simplu, mi se pare că devine plictisitor la un moment dat. Adică, și am făcut și chitară și pian. Adică, pe bune, nu mi se pare. Din nou, aici e vorba strict de chestia artistică, ce vrei să faci, ce sentimente vrei să transmiți, ce, orice efectiv. Dacă simți tu că e bine, fă. Asta e pentru orice în viață, nu contează. Dacă îți place, fă. Mă rog, și nu implică foarte multe riscuri. Și voi? Eu, pentru cunoscători, aș vrea să învăț să cânt la Digifomf. Nu o să intru în detalii. Digifomf? Da. Ce e? E un instrument. Zi-mi, explică. Puteți să căutați pe... Nu căutăm. Nu, pe bune, zice. E un instrument de suflat, da? care se dirigează cu ajutorul degetului. A spus cineva că fix la
Ea în cartier v-ați găsit să filmați? Sau la el? Unde? Nu știu unde, spuneți unde. La ea în cartier. Probabil că în Băneasa. Nu cred. La ultimul clip. Da, ultimul clip a fost făcut. Nu știu, am filmat în foarte multe clipuri. Eu cred că știu unde. A, și eu. Unde? 2.7. A, da, am înțeles. Dar nu cred. Din nou, locațiile ne... Dar ce acum, dacă filmăm la ea în cartier, n-avem voie? E cartier. Ne-a dat interdicție. Ne-a dat interdicție, direct. Nu, locațiile sunt total aleatoriu, nu. Adică nu alegem cu motiv special. Dacă ne place cum arată, acolo facem. Dacă ați primi oferta să cântați într-un local, ați accepta? Da. În orice local. Atâta timp cât primim bani, da. Oriunde e bine. Avem numărul nostru de booking, link-ul... La noi pe Instagram. La noi pe Instagram, în bio. Cine dorește să sune acolo și gen, discută. Care este ultimul lucru pe care ați refuzat să-l faceți? Am refuzat să fac o poză cu un fan atunci când mâncam, că eram și eu liniștit, eram la mall și mi-am luat și un burger și îl savuram așa. Și mușca mea din burger, mestecam așa și vine, hai să facem o poză și pune telefonul și face poză. Și eu pățesc așa, deci nu pot să merg la Mega Image sau la benzinărie, că vine cineva să vine, nu că aș avea ceva, eu mă bucur foarte mult. Da, așa, pozele, da. Îți dai seama că acceptăm să facem poze cu fanii noștri, Doamne ajută, dar nu când mâncăm și avem la gură carne și sosuri și alea și... Sunt unii oameni care chiar nu fac bine ce fac, adică în metoda asta, pentru că efectiv vin și poate nu-și dau seama. De exemplu, am avut un om care a venit la mine, dar m-a strâns ceva de genul, băi. M-a strâns tare, dă-mă și face Ariel, te rog frumos, putem face o poză? Da, stai niște, nu trebuie să fie așa de speriat. Și după ce a făcut poză, a stat, cred că 10-15 minute în continuu după mine. Și nu poți să le zici, băi, pleacă de aici, că gen, pare urât, nici nu vreau să... Sau mai sunt... Da, dar în același timp trebuie să vă dați seama că oamenii ăștia ne idolatrizează într-un fel. Da, logic. Mai sunt și o mare bucurie pentru noi, Bachia. Mai sunt și cei, și asta mi se pare un pic ciudat, care ne fac poze de la distanță. Da, aia e cel mai ciudat. Adică, dacă vrei să faci poză cu mine, poți să vii și să-mi spui și fac. Da, noi n-avem, deci nicio problemă n-avem în chestia asta. Sau nu știu dacă sunt singurul. Dar când merg în mall mai aud uneori lume care mă înjură din spate. Da, și nu, pe noi ne strigă foarte multe lume, fără să ne zică nu, ori mă strigă, ori mă înjură. Da, nici nu știu, chiar nu știu. Eram într-o zi cu el la mall și avea un durec pe cap. Și a trecut unul pe lângă noi și a zis, uite-l pe Tupac. Da, o problemă foarte mare a lumii este că, nu știu de ce, nu ne privesc ca pe niște artiști serioși. Gen, mi se pare că foarte multă lume ne privesc ca pe niște copii care fac asta așa complet aiurea. Și noi o facem noi, cu pasiune și cu foarte multă seriozitate. Noi chiar am investit foarte mulți bani și chiar și timp și avem. Noi niciodată, ne-am făcut investit... studio de la zero. Da, adică imaginați-vă, tot ce am făcut noi până acum a fost total de la zero. Adică am avut foarte mult ajutor. Ni s-a dat foarte mult ajutor și gen, pur și simplu, totul de la zero. N-a venit nimeni la noi să ziceți, bă, faceți asta. Exact. A fost inițiativa noastră. Da, exact. Și totul de la zero. Da. Imaginați-vă că noi nu știam cum se face o melodie. Chiar nu știam cum se face o melodie. În prima zi de Niagara, din prima melodie, noi am fost fericiți că am avut 1000 de vizualizări. Ne simțeam. Da. Vreau să spun o poveste amuzantă, pe care o știți, prima oară când am fost la studio. Care studio? La... Step? Nu. Deci prima oară când am fost noi să înregistrăm prima noastră piesă la studio, am înregistrat piesa în Asinita. Prima oară am încercat să înregistrăm o piesă la Beni acasă. La Beni acasă? Sub plapumă. Am zis, n-avem antifon. Cu un microfon de vlog. Microfon de vlog, de cameră, pe... un program gratis pe doar că ăla nu se pune ca studio, gen aia a fost o joacă așa. Dar prima oară când am fost la studio am înregistrat piesa și ne-am luat țeapă cu piesa. Da. La modul că nu ne-am mai trimis-o, dar în fine, n-a fost asta o problemă și am fost la a doua oară la studio. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți pe cineva cu numele de Leon. Da. Și ce s-a întâmplat cu el? Bun, păi,
Noi în jet ski, îl salutăm și pe Leon dacă se uită. Salut, Leon. A fost cu voi în trupă, da. Am da. Înțeles? Noi prima oară am fost patru în jet ski, doar că după a treia piesă am stat și am vorbit, adică Leon nu mai este cu noi acum în jet ski. A fost o despărțire, cum ar veni, pașnică, comună, la modul că da. Nu ne-am mai înțeles. Nu era vibe-ul, el se tot certa cu el. Nu neapărat avea... de chestia asta, doar că stilurile deveniseră foarte diferite. Stilurile deveniseră foarte, foarte diferite. Și erau și anumite... Am zis că nu putem continua. Da. Așa. Dar am încă fost am rămas... amândoi și cam da. A fost. Încă am rămas prieteni. Da, încă suntem prieteni. Nu și ne-am certat, îi dorim tot binele. Da. Te salut, Leo. Vă vin idei în somn sau sunt doar vise? Nu visez. Îmi vin idei oricând, la modul că mă trezesc în mijlocul nopții și îmi vin două versuri aiurea în, le scrii. În asta și îmi iau telefonul rapid și le scriu în notițe. Eu cel mai... deci, mă rog, modul fiecăruia de a scrie... E diferit. E diferit, da, exact. Vă dați seama. Eu, de exemplu, majoritatea versurile mele sunt niște schelete scrise tot așa, o dată în cameră, două, trei versuri și restul le fac... în cabina unde înregistrez, pe loc. Adică le gândesc și le scriu și le trag. Adică sunt practic trase în același timp. Dar sunt unele piese pe care chiar stau, gen, care, la care chiar stau și scriu. Acum haideți să ascultăm piesa voastră SMS. SLS. 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 Nu SMS. SLS. SLS. Bine. Ultima piesă. Okay, okay. Am o fată nebună care îmi strigă numele. Îmi strigă numele. Două vagabante ce mă strigă prințule. Mă strigă prințule. Sau înțelese cum baby-și francez. Baby-și francez. Ușile se deschid ce-mi fluture. Ia de humor, nu ai să-i fac fost un zbor. Unde? Unde? Cine era bun? Dacă s-a luat. Nu cred. Am două vagabote, mă strigă profesorii. Vrea autograf pe țuță, dar eu nu am niciun pic. Se dai mare ca e bani de parcă ai uitat că exist. Tu și gagica ta, Asterix și Obelix. Am o fată nebună care îmi strigă numele.
îmi strigă numele. Două vagabonte ce mă strigă prințule. Mă strigă prințule. S-au înțeles cu un baby francez. Baby francez. Ușile se deschid gen fluture. Gen fluture. Am revenit. Bună ziua. Bună ziua. Din nou. Să rămână. Foarte frumos. Unde ați filmat? Unde am filmat? În cartier Băneasa și la mine în studio. Foarte frumos. Cântați super. Mersi. Ce faceți când un vecin vă bate la ușă și vă zice să opriți muzica? N-avem probleme. Eu am avut probleme. O dăm și mai tare. Eu niciodată nu am avut probleme cu vecinii. Doamne, ajută. Mereu au fost cei mai drăguți vecini și cei mai înțelegători. De aproape două luni acum, nu știu ce se întâmplă, ori s-a mutat cineva, efectiv, aruncă tot felul de chestii la noi în curte, aruncă coji de banane, de portocale, pungi de chipsuri, pufulețe, nu am înțeles, și tuc, asta e grav. Și acum mesaj pentru vecinul lui, dacă te prinde în tăbărul. Te prinde nenorocesc. Nu. Și pe deasupra faptului ăsta, am pus eu odată muzica tare și tot el a venit și ne-a făcut scandal. Păi da, mă, dar tu stai la apartament. Uite, de exemplu, eu cu Beni stăm la casă, nu avem probleme de genul ăsta. Păi da, dar nu înțeleg care e fa... Și eu i-am zis și eu, am zis, domne, ce s-a stăcat? Te rog frumos, adică cu tot respectul și stimă. Probabil dar... vrea să faci reclamă. Păi, exact, normal. Și... pur și simplu, am problema asta de curând, dar sper să se rezolve, nu știu, încă nu știu, încă n-am dat iarăși melodia la maxim, nu știu. Dar ce ați face dacă ar veni să vă spună, dați muzica mai încet? Ok. Aș dau mai tare. Sincer, aș dau mai tare. Nu, eu zice... ce să-mi facă, ce să-mi facă? Păi nu, eu dacă nu-i deschid ușa, ce are, sparge ușa, nu? Să se obțice în continuare. Da, să se bucure de melodiile voastre. Păi exact. Bune, că noi facem artă, nu melodii. Exact. Care a fost cel mai amuzant lucru care vi s-a întâmplat săptămâna aceasta? E, păi acum, era o ureche miță aici, apă gâtea n-a mare băbărnac. Am văzut-o, eu ți-am spus de ea. Da. Dacă eram în direct? Ea n-a mare... Cred că am fost, că mi-a zis unul că nu mi-a primit. Neveu ăla, ajungea pe... Asta ajungea peste tot. Deci da. Ajungeam pe negru, ce zici? Da. Deci... nu știu, ce mai... mereu se întâmplă chestii amuzante. Noi, tipic, viața noastră e așa, e un fel de... carusel. Da, pe bune. Câteodată se întâmplă chestii bune, câteodată rele, amuzante, serioase. Am fost până la concert în Galați. Vă pup pe toți cei care au fost la concert în Galați. Și am plecat de acolo cu o telescopică, ne-au dat cadou. Da, cu o bâtă. Ce bâtă, mă, telescopică? Păi bâtă telescopică. Așa. Și îi salut pe toți, vă pup, ăștia din Galați. Oricum, băieții din Galați au fost super, super amabili cu noi, ne-au condus, ne-au escortat până la scenă și înapoi. Am ajuns la 5 dimineața în București, ne-am plecat la 8, am ajuns la 5 dimineața în București, într-o seară tot. Da, eu regret că n-am putut să ajung la concertul ăla. Eu am fost plecat în perioada aia. Și cum a fost la voi cu concertele în perioada asta? N-am avut nicio perioadă. N-au fost concerte din cauza... din cauza pandemiei. Pandemiei. N-au fost concerte. N-au fost concerte nicăieri. Și de-abia acum au început să fie. La 2 metri. Da, la 2 metri, dar nici acum, sincer... Acum, chemați-ne, nu-i mai chemați pe toți artiștii de au 2000 de vizualizări la piese, că vă știm noi. Cum se zice? Cred că se va închide iar. Cred că se va da pandemie iar. Cred. De exemplu, am vrut să plec la mare, plecăm toți la mare săptămâna viitoare, dar s-a dat la televizor că o să se închidă iar. Pentru că au fost 1500 de cazuri noi, într-o seară. Ceea ce nu e bine. Da. Haideți să luăm și puțină publicitate. Publicitate. Hai. Vă pup. Mă rog. We'll be right back.
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații, în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infarct. La 23 de ani sunt pușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență.
Am revenit. Sper am că vorbit până acum, am râs de urechelniță. Urechelniță, băi, dacă apare aia, mă nu a mai apărut. Mamă. Și... Mare bumbărnea, chiar la bani, direct. Cântați melodii care nu vă plac? Nu. Adică... Dacă interpretezi melodii care nu-ți plac? Nu. Mi se pare și logic, nimeni n-ar face chestia, că nu-ți ba, eu am pățit chestia asta, gen, sunt unele melodii foarte catchy, bă, dar urăsc pe artist din toată, tot sufletul meu. A, melodii de ale noastre sau melodii de ale altor persoane? Ale altor persoane. Păi ce, ție nu-ți plac melodiile tale? Păi asta zic, nici nu se poate și ceva să nu-mi placă melodiile mele, gen, care, pe care le fac, nu funcționează. Altor artiști, da, există artiști care scot piese, uite urechelnița. Unde mă? Uite, mă jur. Mă rog, există... Nu râdeți, mă. Păi dai acolo. Că a fost pe... Uite-o! Aia e? Nu da. E, nu. A, da. Nu e, mă, nu e. Ăla e pe Jean-Jean de ăla cu nu șapte e pe Jean. Nu e pe afară și pot... o furnicuță sau ce. Mă rog, aia e, nu contează. Urechelniță, furnicuță, aceleași chestii. Și există artiști care de obicei nu-mi plac și scot câte o melodie odată la 3-4 ani care adică sunt catchy. Și, mă rog, na, le ascultăm că nu avem ce să facem. Spuneți-mi cel mai amuzant lucru care vi s-a întâmplat în viața voastră. Toată viața voastră. Era... Păi sunt multe, de la spart geamuri până la căzut da. În canal, până la... Da, deci eram odată cu Ben, era... Unde erau? De Revelion la munte, nu știu dacă ți amintești, când am căzut. Nu mai știu. Am căzut de atât de multe ori cu Beni, era altceva. Eram la munte de Revelion și ne băteam cu zăpadă. Și eu ce m-am gândit? Era o pantă așa care venea înspre hotel, parcai și plecai pe jos. Eu ce m-am gândit? Ți-am zis? Acum mi-a venit și mie una. I-am zis, bă frate, hai să facem curse. Și face-l bine, adică n-am avut niciun fel de problemă cu chestia asta. Stai cu zic după zi. Stai, nu mai râde. Și l-am luat așa, cum îl luăm de obicei, și i-am dat talpă. I-am dat cât de tare am putut, eu cu geaca aici, că eram trei oameni. Păi și așa zici că ești trei oameni. Te rog frumos, ce ne au? Ai zis, mă, că zic eu una? Ce, n-am zis să ieși, băi, ascultă, fii atent. Și efectiv l-am luat, i-am dat talpă pe acolo și... Trebuia să fac dreapta într-un fel. Eu la momentul în care am pus piciorul un pic în dreapta să întorc căruțul, piciorul meu s-a dus în aer, eu pe spate și el, efectiv, le-am dat drum. Adică, la vale. La vale totală. Și el n-a putut să se oprească pentru că aluneca, era zăpadă și gheață pe jos, a intrat în mare mașină. Poc! Pac. Și mai eram altă pe scenă, nu știu ce aveam. Chiar nu știu ce aveam. Și... Ne simțeam bine și dintr-o dată, cumva am ajuns amândoi pe spate jos. Îți amintești? Nu. La banchetul meu? Bă, stați să vă zic ce am pățit eu la munte. La munte. Aveam vreo 10-11 ani. Bă, și ideea e că erau două pârtii, știi? Și gen trebuia să traversezi una, care e de sanie, să ajungi la cea de schiuri. Și faza era că sanile începeau de undeva și trebuia să te duci de deasupra ca să nu încurci sanile. Și eu ce-am făcut? Că n-am vrut să mă depun sus. Am mers pe efectiv și vine mare sanie, poc. Și m-aruncă la vale pe gheață și efectiv eram așa, ca o stea, pe asta, țipă aia, uite ursul, uite ursul. Uite ursul. Eu dădeam efectiv glide în jos și aia țipa uite pe parte, uite ursul. Eu la schi am avut la un moment dat, e prima oară, mama m-a dus să fac schi, eu niciodată nu. Fac snowboard, dar la prima oară am încercat ski și efectiv mi-a luat cred că cel mai prost instructor vreodată. Eu n-am găsit așa ceva, omul n-avea o mână, primul rând n-avea o mână și mergea doar cu un băz de ăla, nu știu, făcea cu ambele, da, asta nu e important. Eu zic cu ambele mâini. Și se dădea și m-a învățat să fac plugul. E un fel de frână care, știm cu toții ce-i plugul. Cu plugul. Și în plug, el mergea cu spatele să-mi explice mie, să se uite un ochi mic, era super important. În spate erau doi snowboardiști staționați stând jos. El n-auzea că avea căciulă de-aia care îi prindea și urechile. Și zice că avea antifon aici în spate, n-auzea nimic.
Și efectiv, a dat cu spatele și a dat, mai erau încă vreo 100 de metri până jos, unde era și mama și m-a așteptat cu instructorul. În fața mea, o fată, nu știu dacă mai, nu știu dacă avea treabă cu orice, efectiv, n-avea nicio treabă cu sportul ăla. Nu știa să stea nimic, deloc. A luat-o în viteză, n-a oprit nimic, până la jos a căzut și a rupt gâtul în fața lui mama. Jură-te! Mă jur, și a rupt gâtul fix în fața lui mama. Mama s-a speriat acolo, m-a văzut pe mine, revenim la instructor, că mergea cu spatele. Nu-i auzea antifonul în spate, continuăm, merge cu spatele, eu îi vedeam pe aia staționat și el mergea fix în ei cu spatele. Ziceam, domnul, zice, lasă domnul, mergi. A căzut, a căzut peste aia, s-a luat la ceartă, eu ce fac, eu nu știam să mă dau, era prima oară, ce fac, 100 de metri în jos, am pierdut plugul ăla, n-am mai putut, aveam bețele alea, înfingeam bețele alea în zăpadă să mă opresc, până când am intrat în mama cu toată forța, efectiv, și ne-am oprit și am pățit-o de asta tot cu schiurile. Era cu spatele instructorul, da, știi? Da. Ideea e că nu știa cât de lată e pârtia și stânga-dreapta era pădure, știi? Da. Dar gen în pantă. Da. Se duce ăla prea mult și zic eu, ai grijă, poc, și cade ăla. Da, și din ziua aia eu nu m-am mai dat pe schi. Niciodată mi-am făcut schiurile, în rest mă dau pe snow. Ca sport. Eu eram pe pârtie și am zis să mă dau și eu și am intrat în plasa aia și m-a dat înapoi, mă, nu știu, am sărit. Eu mă dau cu săniuță. Da, el mereu a fost cu colacul. Îți amintești colacul? Când ne dăm cu colacele în țina aia? Nu știu, nu. Sunt colacelele pe zăpadă și era mare traseu. Așa, nu știu. Vale. Nu le știu. Ați vrea sau aveți în plan să introduceți pe cineva în trupă? Întreabă cineva. Nu, o să rămânem doar noi trei, pentru că ne știm de atâta timp, lucrăm foarte bine împreună și... Sincer, este mai mult vorba de faptul că ne cunoaștem de 13 ani, adică... Da, contează foarte mult chestia asta. Noi nu putem să introducem pe oricine. E vorba aici, adică noi între noi mai glumim, ne comportăm altfel decât, de exemplu, dacă ar veni un necunoscut și da, noi suntem ca o familie, da. Cum ar veni o a doua familie. De 11 ani părinții noi se cunosc, efectiv, mergem în vacanțe împreună, adică e mai mult o chestie de grupare decât de trupă. Și de aia zic că e mult mai important ce avem noi între noi decât cariera asta. Da, dar asta gen dă și, cum să zic eu, asta e și farmecul. Farmecul trupei. Da, logic. Pentru că atunci când ești prieten cu colegii de trupă, ideile se îmbină mult mai bine. Sunt mai multe idei oricum. Nu ți-e rușine să-i zici, bă, uite, mie nu-mi place ce ai tras. Aici... Da, noi suntem foarte sinceri unii cu alții, la modul că ne arătăm și ce înregistrăm noi singuri acasă, așa că toți trei avem studioul la noi acasă. Da. Și ne combinăm ideile sau așa, adică nu ne e rușine să spunem că bă, nu prea îmi place ce ai tras. Ba, mai mult e o chestie bună chestia asta, da, pentru că suntem sinceri unii cu alții. De multe ori nu-ți dai seama dacă ce ai tras o să sune bine și la alții, pentru că tu ai strict părerea ta. E foarte bună și o părere exterioară. E bună, da, și o părere exterioară. Da. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le puneți la numărul de jos. Da, aici, undeva. Da, de aici. În ce locuri frumoase ați fost? Eu? Personal, iubesc Londra și Parisul. Oricum sunt... Cel mai frumos Parisul. Da. Parisul, cât de cât sunt asemănătoare, Londra și Parisul... iubesc orașele alea, mi se par cele mai mișto orașe. Dar ca locuri, eu am pe părinții din Iran și mergem destul de des, ori vin bunicii, că stau bunicii acolo. Țara aia chiar e frumoasă, adică e foarte bogată în natură, în animale și așa, în continuare. Îmi place foarte mult că merg acolo, mai ales la munte. Genial, foarte frumos. Am și un cal acolo și un măgar. Am și poză cu măgar. Mie îmi place foarte mult Dubai, am fost de foarte multe ori în Dubai. Și îmi place și Mykonosul, care este o insulă în Grecia, care este renumită pentru petreceri. Da? Și toată lumea acolo n-are treabă. Noaptea se îmbată, toată lumea intră la oameni, intră la oameni necunoscuți în mașină, se urcă cu ei, pe bune, n-are treabă. E un loc de vis. Da. Și
Și nu e poliție, am fost în tot Miconosul, nu e poliție nicăieri. După mine tot Parisul, cel mai frumos oraș. Da, chiar. De la, chiar. De la view, de peste tot, până la shopping. Da. E cel mai tare. La școală aveți fani sau colegi invidioși? Amândoi. Colegi. Există, nu știu, cei din clasa mea, oricum, eu personal mă cunosc cu colegii de la liceu dinainte să încep chestia asta cu muzica. Și de aia nu este o chestie diferită, dar e o chestie diferită cu, de exemplu, colegii pe care nu-i știam și vin noi sau, pur și simplu, sunt din alte clase care se comportă cu mine de parcă sunt o altă persoană, de parcă sunt ceva special. Ce mi se pare foarte interesant este că, în fine, la liceu unde am intrat este, îmi place foarte mult unde sunt și așa, doar că noi am lansat prima piesă care a avut foarte mare succes în vacanța intersemestrială, care acum cred că nu mai este, dacă nu mă înșel. Ideea este că în primul semestru mi se pare că efectiv nu, adică eram prieten cu câțiva oameni, cei de la mine din clasă și așa mai departe, adică eram tratat ca pe o persoană normală și așa mai departe, și după ce am lansat prima piesă care a avut succes și a venit la școală în al doilea semestru, mi se pare că toată lumea a venit la mine să mă felicite, să nu știu ce, adică cum ar veni unde erați înainte. E o chestie foarte aiurea. Da, și mulți când te apuci de ceva care e oarecum bine, pe vremea când ne-am apucat noi a fost destul de ieșită din comun, acum toată lumea se apucă de muzică. Mi se pare că când atunci când am lansat noi prima oară piesa noastră, s-au mai lansat încă două piese, Abi, Papuci Gucci și cu Miliarde, care sunt pe același film. Și mi se pare că atunci, din astea trei piese, cu tot cu noi, au dat drumul la soundul ăsta nou al trap-ului. Da. Și de multe ori când te apuci de o chestie, multă lume o să râde de tine sau nu o să te creadă în stare să faci un anumit lucru. Noi nimeni n-a avut încredere că o să avem succes. Și după aia când vede că faci numere sau când vede că ai succes, imediat se schimbă și comportamentul lor față de tine. De exemplu, asta e ce urăsc eu cel da, mai tare. Da, la asta mă referam. Asta e efectiv din tot ce urăsc eu cel mai tare în comunitatea asta pe care o avem în jurul nostru de prieteni, între ghilimele, care se dau, adică cât timp tu ești mai prejos decât ei te iau ca un fraier, tu ești nimic pentru ei, dar cât timp tu ajungi la undeva unde, nu neapărat să fii mai șmecher, dar ei consideră că tu ești mai șmecher decât ei, atunci te iau drept un idol în viață, ceea ce nu mi se pare normal. Adică eu... Sau sunt invidioși. Da, sau sunt invidioși. Niciodată n-am fost, n-am fost invidios pe cineva. Eu mereu am fost sincer cu oricine, ajut foarte multe persoane dacă au nevoie. Niciodată nu sunt prieten cu cineva sau stau cu cineva pentru că am ceva de câștigat. Pur și simplu. Dacă îmi place persoana respectivă, stau cu ea. Dacă nu, nu. Da, invidia asta mi se pare că pe foarte multă lume nu o să-i ajute deloc în viață. La modul că noi nici măcar nu avem invidie între noi. Gen, unul e mai bun pe o piesă, altul e mai bun pe alta, sau vine un fan, vrea să facă poză cu altul și nu cu mine sau cu cineva, sau... Sau unul e mai bun la scris versuri, altul are voce mai bună, are un range vocal mai bun. Exact. Da, noi ne completăm, suntem da, exact, suntem ca trei piese de puzzle suntem, da. Noi trei. Întreabă un telespectator, faceți vreun sport? Am făcut basket de performanță. Am făcut foarte multe sport. Am făcut tenis, basket. Eu cu el am fost la basket. Și am făcut tenis, basket, înot. Da, și înot. Echitația e sportul meu. Încă e sportul meu favorit. Îmi plac foarte mult cai. De mic am fost pasionat de cai. Sau pentru că un pic mai sus de Poiana Brașov este un centru de echitație foarte, efectiv în munte, și aveam vreo 5 ani prima oară când m-a urcat tata pe un cal, mă rog, mă ținea, că eu la 5 ani cum să mă țin pe cal, dar de atunci chiar am simțit o chestie asupra, între mine și echitația, chiar mi-a plăcut sportul ăsta și chiar m-am ținut de el până acum 2-3 ani sau ceva. Mergeam chiar și cu el și cu surorile lui. Te opresc puțin pentru că trebuie să ascultăm piesa Nino Nino. Nu, trebuie să ascult. Vă rog, mamă. Rulați! Rulați!
vină, mă grăbam de ne-stilu, stilu. E să fum în continuu, inu, inu. Fătele mea sună, nu ne pasă, nino, 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 nino. Păi ai nu sac, n-am timp de stat, mai tare ca mine n-a existat. O să fac bani, o să-mi fac un palat, îmi țin toți banii pe cash, nu pe card. Am după mine un bodyguard, dacă mă super, te atornă pe gard. Așa că fii băiat bun, nu retard, să nu pleci acasă cu capul spart. Tot timpul banii în mână, m-am îndrăgostit de ei. Mai bine 3000 de coco decât 3000 de femei. Merg la două, văd doi tigri, îmi port 8000 de lei. Cumpăr la vârsta asta ce tu nu poți nici să vrei. Colombian, milionar, sunt ca Pablo Escobar. Plata vine numerar. Fata mă vrea, este clar, se topește când apar. Mă strigă prințul meu, dar nu-mi pasă, ea n-are habar. Golani, mă iubesc toate gen banii. Motorsport ca în Ferrari. Am totul servit pe platou, de la bani până la fete, bro, totul e nou, totul e nou. Și ea mă privește, bro, ca pe un erou, ca pe un erou. Sună banii în continuu, inu, inu. Într-o limuzină, bă, grămadă ne-e stilu, stilu. E să fum în continuu, inu, inu. Fetele mea sună, nu ne pasă, inu, inu. Angelina, picioare ea Marcela. Am uitat și cum o cheamă. Oare care e regina, Adelina sau Andreea sau Sabina, no. Știi că nu mă ajungi, n-ai timp destul. Nimeni nu mă întreb ce sunt fast, nu slow. Sunt Ariel, au rimen gros. Tu știi că stop, am high cash flow. Nu mă ajunge, știi că eu sunt băiatul. Și tricou e Gucci, cureaua e Dolce. Mă urcă mai vechi și ei zic să o cal. Ce fate cu mine, nu mă las în pace. Am 3000 de dolari că ea nu mai taci. O duc în Milano și ieși a Versace. Sună banii în continuu, inu, inu. Într-o limuzină, bă, grămadă ne-e stilu, stilu. E să fum în continuu, inu, inu. Fătele mea sună, nu ne pasă, inu, inu. Uite, acum gata, este. Am revenit. Foarte frumoasă melodia. Mulțumim frumos. Câți ani aveți? Întreabă altă de spectator. 16. Eu fac 17. Da, mă, dar facem 8 iulie. 17, da. 8 iulie. Peste 4 zile. Să mergeți la mulți ani. La mulți ani, fratele. Mersi. Da, da. Aici o plojniță mare. Înainte să încheie emisiunea, spuneți-ne câte ceva despre melodie. Despre Canonino? Da. Despre Nino? Păi a fost o piesă foarte greu de filmat, pentru că am filmat-o într-un par de distracții, într-un carusel, într-un mirror maze și... era o căldură infernală. Era o căldură infernală. Efectiv. Noi a trebuit să... Deci, noi am făcut... Am băgat foarte mult efort în videoclipul ăla și chiar a ieșit ceva super mișto. Da. Ne-a plăcut și piesa la momentul respectiv. Încă ne place. Încă ne plac toate piesele noastre. Da, adică niciodată n-am avut un regret asupra unei piese. O bune. Acum imaginează-ți cum e să ai un GoPro montat de un mountain rus ăsta pe un carusel și în timp ce te dă ăla în jos și e golul ăla în stomac, tu să și cânti, să și faci. La modul că noi nu ne țineam de bara aia. Dar noi ne trebuia să cântăm. Noi trebuia să gesticulăm, să cântăm, să... Păi da, eu când mă dau într-un de ăla, nici nu mai pot să mă mișc, că rămân așa. Da, că avem o filmare cu Benny în care s-a dat prima oară și am să țipe pe acolo. Da, eu m-am dat în cel mai nașpa mountain rus, era vechi, deci în New York când am fost, e renumit parcul, Coney Island. Cred că cel mai șubred mountain rus pe care m-am dat, băi, avea leunul 50 de ani, efectiv. Era ăsta așa, ăla de, îți vine aici să te țină, efectiv era din lemn de ăla, din se mișca 25 cm în față. În era să cad pe bune. Eu m-am dat în cel mai rapid mountain rus din lume. Acum puteți cânta versul vostru preferat sau versurile, dar să nu dureze mult pentru că trebuie să încheiem emisiunea. Versul meu preferat a fost ce-am dat în Niagara, uite cum îmi vine plata, nu-ți convine, ți-au fata. Am mulți swings, nici nu știu ce era de fapt. Asta e o piesă nelansată de pe EP-ul meu. Nici nu știu ce vreau de fapt, am atâtea probleme pe cap. Nici nu știu ce să fac astăzi, că vreau să facem zile pe Snape, eu am șofer, nu vreau carnet, atrag banii ca un magnet. Și continuu. Dar vă las să vedeți în cât timp. Nu știu, când e gata. Da. Și nu uitați să uitați într-o zi la... cu soare. Da. Exact. Da. Și versul, zi cu soare. Versul meu favorit este din cea mai nouă piesă lansată. Zic la sfârșit, tu și gagică ta, Asterix și Obelix. Exact.
E cel mai tare vers ăsta. Spuneți-mi repede cum vă găsesc pe rețelele de socializare. Pe Instagram, Jessica cel mai bine, Aria, cel mai bine. Intrați pe ultima noastră piesă, uitați-vă la ea și aveți exact, în descriere. Exact, în descriere. Toate, exact, aveți toate. Pe YouTube, Jetski SLS. Da. Da. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumim că ne-ați urmărit astăzi. Ana, și bună, ne vedem data viitoare. Bună, mama. Pa, pa. Pa.